Nici. Stimați tovarăși, prieteni, cetățeni? Tovarăși și dragi cetățeni. I-am luat microfonul de mână. L-ați salvat atunci? I-am luat microfonul de mână, a început să se întunece, era 5 ceva. Și am spus, sunt Sergiu Nicolaescu. Domnul, și în momentul ăla, 500 de mii de oameni au început să strige Sergiu, Sergiu, Sergiu. A fost o senzație uriașă. Și eu le-am spus așa, domnul, de azi înainte, să nu mai strigați niciodată un nume de om, să strigați doar România. Și a început, România, România. Domne, în clipa aia, am fost convins că cade Egipt, cade Egipt, convins. Tot ce am făcut pe urmă a fost ca acțiuni de cădere a regimului. De ce ați luat microfonul atunci? De ce ați luat microfonul lui Iliescu? La ce v-ați gândit când ați luat microfonul lui Iliescu? Le zic ce că se alege praful, că se degenerează. De unde suntem? Ce noi acolo? Eram revoluționari, noi eram... Iliescu de-abia venise la... Eu l-am chemat pe Iliescu și noi nu-l cunoșteam. Nu-l cunoșteam. A venit unul la mine, zice, să mă duc să-l chem pe Ion Iliescu. Mi-am adus aminte că Titus Popovici mi-a zis că Ion Iliescu e șeful literar de științe, nu știu ce, povești. Și a zis că e la etajul 5. Eu zic, dă-l masa, nu merg. Nici nu-l cunoșteam pe Iliescu, dar a venit Mihai Bujor, a venit la mine să mă întreb. A văzut că eu m-am certat cu Caramitu. Caramitu a venit la mine după ce am vorbit. Eu eram pe primul tank. Și când am ajuns la colțul străzii, am spus, ia-o la stânga pe aici. Și am venit pe strada asta așa, coborând din tank și am plecat. Pe urmă, m-am întors la tank și am plecat așa și pe urmă iar la dreapta și eram la televiziune. Ei apucaseră să intre. Și pe urmă, când ei au intrat și am văzut ce harababură era acolo, eu zic, nu vorbesc, nu intru acum. Să termine așa, pe urmă intru eu. Eu, fiind în televiziune, și normal că n-am intrat în televiziune, eu am fost șeful. Și când mi-a zis Bujor, vrei să-l chem pe Ion Iliescu, am stat și o secundă, m-am gândit, de ce fac eu cu idioții ăștia pe aici? Nu era unul, să zici că, să văd ceva în ochii lui, să simt ceva. Era tot întâmplător, pentru că toată lumea a fost surprinsă. Chiar și ăia care erau în piață au fost surprinși. Dar la ea spuneau măcar ce strigau, ce simțeau. Dar lumea nu era organizată.